Bună seara, domnilor și domnilor. Sunt Octavian Hoandră și vă rog să îmi iertați emoția. Îmi revine trista misiune de a relua știrea care ocupă ecranele televizoarelor în acest moment. În alt preasimțitul Bartolomeu Anania a trecut la cei fericiți, o inimă Ardealului, o inimă care ar fi lipsit Ardealului și o conștiință care ar fi lipsit Ardealului acum, în momentul acesta în care, iată, dumneavoastră știți, se pune din ce în ce mai acut problema autonomiei unei părți a Ardealului, acum când poporul român trece printr-un val de sărăcie, de durere, de disperare. Îl avem invitat în seara aceasta pe domnul Remus Găpușan, președintele Partidului Social-Democrat Cluj, și alături de mine, ca de cele mai multe ori, se află jurnalistul Rareș Bogdan, editorialist al ziarului Ziua de Cluj. Bună seara, domnilor! Bună seara! Nu putem să trecem la lucrurile care ne-am propus să le discutăm până nu vă cer la amândoi un cuvânt despre acest tragic eveniment pe care, iată, împreună, acum câteva minute, ne-a fost dat să-l trăim. Eu vreau să vă spun că, așa nici nu pot să-mi găsesc cuvintele, sunt destul de afectat sau foarte afectat. Din foarte multe puncte de vedere vreau să vă spun că am fost foarte apropiat de biserică. Câteva rânduri de străbunici de-a mei au fost preoți și am așa anumite afinități pe această zonă și vreau să vă spun că, deși știam că în alt preasfinția sa era bolnav, am avut și discuții cu niște apropiați de-a dânsului, dar totuși nu m-am gândit că în această seară o să aflăm această veste, de aceea sunt foarte marcat și, ce să vă spun eu, veste grea pentru noi, pentru clujeni, pentru că până la urmă dânsul a fost un bărbat al Clujului, a fost un bărbat al României și a fost o personalitate, un intelectual care a făcut foarte multe pentru Cluj și vă dați seama că o să-i simțim lipsa. Rareș, cum va arăta Transilvania în acest moment greu fără Bartolomeu Anania? Mult, mult mai săracă, pentru că Bartolomeu Anania nu reprezintă doar un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe și acel ierarh care poate trebuia să urmeze în scaunul patriarhal prefericitului Părinte Teoptist, ci este totodată și un intelectual de calibru, un scriitor recunoscut și omul care a schimbat complet fața Ardealului. A fost acel înalt ierarh care în Sfântul Sinod a Bisericii Ortodoxe Române s-a luptat de nenumărate ori ca reprezentant de seamă, ca și lider de facto al curentului tradiționalist din cadrul BOR, un curent care, din păcate, din cauza așa numiților ecumeniști, moderniști, care populează astăzi Sfântul Sinod, este din ce în ce mai slăbit. A fost cea mai puternică voce a Ortodoxiei Române și singurul care avea puterea de a se opune uneori, într-un mod cât se poate de vehement, mai tânărului patriarh Daniel. Ne-am rugat împreună încă de acum, din 22 decembrie, când a fost internat în primă fază la clinica profesorului Ducan, apoi trimis acum 2 săptămâni la Viena, la clinica AKH, ca Dumnezeu să-i dea zile și să poată să-și continue destinul pe acest pământ. Din păcate, doar fratele înaltului nostru Bartolomeu a trăit 110 ani, înaltul s-a prăpădit și se mută în ceruri la aproape 90 de ani. Biserica Ortodoxă, creștinii din Ardeal sunt mult mai săraci în această seară și eu sper ca această trecere la cele veșnice a înaltului să nu ducă la o temere a mea și a multor jurnaliști și oameni atenți, scriitori,
teologi, să nu ducă cumva și la o încheiere a misiunii, și prin asta mă refer la desființarea mitropoliei Clujului. Pentru că, nu-i așa, s-a discutat foarte mult dacă în 2005, în 4 noiembrie, actul prin care înaltul Bartolomeu devenea mitropolit al Ardealului de Nord, al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, este unul statutar în Biserica Ortodoxă. A fost un act pe deplin statutar, a fost un act pe deplin hotărâtor, s-a votat într-o proporție covârșitoare în Sfântul Sinod și cred că prin trecerea la cele veșnice a mitropolitului nu ar trebui să ni se ia nouă clujenilor vom vedea. Sfânta Mitropolie. Poate vom discuta în zilele următoare cine ar trebui să urmeze în altul Bartolomeu, dacă va fi Vasile Someșanu, dacă va fi Irino Bistrițianu, dacă va fi Andrei de Alba Iulia, episcopul ortodox de Alba Iulia, cel care a fost pe nedrept învins pentru scaunul mitropolitan de la Sibiu în fața lui Laurențiu Streza. Dar nu discutăm acum despre asta. În altul nostru a plecat spre ceruri. Poate colegii de la Realitatea TV Național, colegii de la Ziua de Cluj pregătesc o ediție specială mâine. Noi poate vom purta o discuție despre ce a însemnat Bartolomeu Anania pentru ortodoxie, pentru cultura română și sigur, pentru Cluj-Napoca. Întotdeauna ai dreptate, probabil că vom redescoperi oameni. Abia după ce o personalitate moare, toată lumea își va aduce aminte ce important era. În orice caz, ce mai trebuie să știe distinși noștri ascultători, că Valeriu Anania a făcut una dintre poate cea mai bună traducere a Bibliei pe care o avem în limba română astăzi. Îi sfătuiesc pe fiecare să-și cumpere această carte și să o aibă în casă. Și cu asta, cu tristețea care, iată, a împânzit studioul nostru, o să-l întreb pe domnul Lăpușan, de ce ați demonstrat astăzi și de ce ați pichetat? Dacă îmi permite și față de domnul Lăpușan și față de telespectatori, mâine avem o ediție grea, pregătim o ediție specială, mă duc alături de colegii mei și mă retrag din emisiune. Mult succes! O seară cât numai, pe care să luăm și publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, în această tristă seară de iarnă, friguroasă, în care ne-a părăsit, cum spuneam, în al preasfințitul Bartolomeu Anania. Vă rog să-i păstrați un loc în inimile dumneavoastră, toți clujenii, toți ardelenii, pentru că din inima lui ne vom hrăni multă vreme de acum încolo. Domnule Lăpușan, astăzi ați avut, după cum știm, o acțiune pe toată țara. Dacă colegii pot să ne prezinte, să vedem știrea. Zeci de membri și simpatizanți ai PSD Cluj au pichetat sediul PDL timp de o oră, cu pancarte în mână, cu mesaje împotriva modului în care socialdemocrații se implică, spune, în justiție. Protestatarii sunt solidari cu Constantin Niculescu, președintele Consiliului Județean Argeș, care a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. El nu trebuie să-și dovedească nevinovăția. Alții sunt puși să dovedească vinovăția lui. N-au făcut-o și au înțeles să-l hărțuiască în acest fel. Asta este mesajul pe care îl vom depune astăzi la organizația PDL Cluj, în care cerem să nu mai facă poliție politică, să nu mai întocmească dosare politice, să lase legea să se desfășoare așa cum este ea instituită, să spunem da justiției, spunem da legii, dar nu spunem dosarelor întocmite politică. Reprezentanții PSD spun că astfel de proteste vor fi organizate și în următoarele zile. Ce s-a întâmplat, domnule Lăpușan, cu organizația dumneavoastră? O fierbere extraordinară, o pichetare la birourile sediului Partidului Democrat Liberal? Nu, până la urmă a fost o acțiune la nivel național și cu toții vrem să atragem atenția și opiniei publice, dar și celor de la PDL, că România totuși este un stat membru al Uniunii Europene. Există niște drepturi, niște libertăți câștigate în 1989 la Revoluție și nu dorim ca cineva să-și bată joc de drepturile acestea.
Până la urmă a început o perioadă în care se fac foarte multe abuzuri și noi am constatat că președintele Băsescu și echipa PDL-UDMR, după ce au avut anumite sincope în ultima perioadă și la Iași când au fost uiduiți, a fost acel meeting de la Mioveni legat de codul muncii, au încercat să-și arate puterile și și-au arătat puterile și forța arestându-l pe domnul președinte Niculescu fără dovezi și fără ca să vină cu niște argumente foarte clare. Pentru noi, vă dați seama, nu este foarte clar de ce dânsul reprezintă un pericol social. Sunt acolo niște discuții legate de niște probleme din 2005-2006 și acum s-au trezit după 6 ani de zile că trebuie să fie arestat. Vi se pare că e o acțiune de intimidare care are rolul de a vă face să fiți mai cuminți și să nu mai fiți așa vehemenți în a critica politica actualului guvern? Cu siguranță că cei de la PDL și aici la nivel local și la nivel național simt că o să primească un șut în fund de la românii în 2012 și atunci încearcă prin toate mijloacele să creeze oarecum o stare de neliniște, o stare de incertitudine în cadrul partidelor de opoziție care au ales să se unească, să-și unească forțele pentru a veni cu un program coerent astfel încât România să fie scoasă din starea socială și economică în care se găsește astăzi. Dacă analizăm foarte bine și foarte corect. Și am înțeles că am ieșit. Unii nici n-au dorit să lucreze. Unii nici n-au dorit să lupte, să lucreze împotriva crizei. Avem declarațiile președintelui Băsescu și a apropiaților dânșilor din campania din 2008. Din păcate, nu am ieșit din criză și după cum merg lucrurile în această perioadă, se pare că în anumite sectoare criza se agravează. Credeți că Ministerul Public este atât de servil ordinilor domnului Băsescu? Pentru că am văzut la nivel național și domnul Ponta și domnul Adrian Năstase au sugerat, au și spus foarte clar că toate aceste comenzi care vor veni, și asta e următoarea întrebare, ori să vină comenzi de acest gen, aveți știre și la Cluj, aveți oameni vizați, ați auzit ceva? Pentru că pe surse circulă tot felul de chestii. Este adevărat că știți foarte bine, manipularea este opera pusă în practică de cei de la PDL cu mare profesionalism, inclusiv aici la Cluj. Se mai au discuții așa în culise, dar eu vreau să vă răspund la întrebarea inițială legată de faptul că nu cred că Ministerul Public și Ministerul Justiției are în componență... Există anume procurori care servesc... Probabil, deci probabil și cu siguranță că există anumiți procurori care servesc intereselor guvernării PDL-UDMR și domnului Băsescu, dar sunt și oameni de bună credință acolo și sunt oameni care știu să-și facă datoria. Și eu mă bazez că și justiția română are tineri eu care... Și noi asta am vrut să spunem astăzi, că cei care sunt acolo puși să respecte legea și să aplice legea, trebuie să fie lăsați să o facă. Și nu trebuie să facă abuzuri. În cazul domnului Niculescu a fost un abuz foarte clar. Vă dați seama, cu presta dimineața la 8 să te duci, să lei, să-i pui cătușele, să... Este un nou fenomen Pitești. Am văzut ieri unul din foștii procurori, care actualmente este un editorialist la Jurnalul Național, care spunea că reîncepe un fenomen Pitești. Revenim la anii 50, când procuratura sălta oamenii de acasă. Dar aici pentru că nu avem... Să mai adaug ceva. Da, vă rog. Până la urmă, asistăm la o nouă inchiziție, pentru că teoretic s-au purtat ca cei de la inchiziție. Vineau, te luau, te săltau și dacă o să facă ceea ce președintele Băsescu încerca să spună într-un interviu în urmă... Să ne oprim totuși la anii 50, totuși. Anii 50 poate că inchiziția pentru mulți nu e o mare cunoscută. Dar unii care au mai citit știu despre ce era vorba atunci. Am să vă cer îngăduința, pentru că nu avem un reprezentant al partidului de guvernământ aici, să citesc eu, să fiu eu domnul Daniel Buda. O să-mi fie cam greu, că n-am studii juridice. Domnia sa, deputatul Daniel Buda, a remis un comunicat pe care am să-l citesc. Președintele PDL Cluj, deputatul Daniel Buda, își exprimă dezamăgirea față de modul în care medrii PSD înțeleg politica și principiile dumneavoastră fundamentale ale actului de justiție și dezaprobă acest mod de încercare al membrilor din actuala opoziție de a deturna mersul firesc al justiției, recurgând la presiuni mediatice prin pichetarea sediilor de partid. Prin astfel de acțiuni, membrii PSD nu fac altceva decât să contribuie la decredibilizarea actului de justiție, atât la nivel național cât și european. România este un stat de drept, membru cu drepturi depline
al Uniunii Europene, în care nimeni nu este mai presus de legile, autoritatea unui sistem judiciar profesionist și integru este superior oricărei acțiuni politice. PDL a luptat și va lupta până la capăt pentru independența justiției. Nu a făcut și nu va face niciodată presiuni împotriva organelor judiciare. Președintele PDL Cluj, deputatul Daniel Buda, apreciază că membrii partidelor din actuala opoziție, care recur la asemenea practici antieuropene de instigare la violență, fac presiuni pentru a împiedica actul juridic, sunt departe de a înțelege statul de drept și rolul independent al justiției. Cum înțelegeți, domnule președinte, actul de drept? Păi, în opinia celor de la... De ce vă opuneți arestărilor? Nu ar trebui arestați toți și după adunat probe? Dacă dânsii ar avea puterea, să știți că ar face acest păi lucru. Nu au? Au probabil că anumiți procurori, anumite persoane care probabil ce că respectă... Ce veți face după ce veți ajunge la putere cu acești procurori? Anumite decizii ale conducerii PDL-UDMR. Aveți vreo idee, vreun proiect prin care să separați grâul de neghină, să scoateți, de fapt, că mie nu-mi plac răzbunările și... Nici mie. Să scoateți de sub influența politicului lumea asta, România, pentru că acum și am văzut și femeile de servici de la o școală din ultimul sat este pusă politic. Până la urmă... Că de fapt de asta am ajuns. Dacă am ajuns aici unde spuneți dumneavoastră, cu siguranță politizarea excesivă, iată și în justiție, își spune cuvântul, dacă este așa. Până la urmă, sunt foarte multe situații în care lucrurile se întâmplă exact așa cum le-ați descris dumneavoastră. Noi, în ceea ce ne-am propus împreună cu colegii din Alianța ACD, cu Alianța de Centru-Dreapta, ne-am propus foarte clar că în momentul în care o să fim la guvernare, unul dintre lucrurile care să le facem este legat de politizare și... până la urmă de tragerea la răspundere a celor care au greșit în această perioadă, pentru că nu se poate ca România să se adâncească din ce în ce mai mult în criză și să nu fie niciun vinovat. Probabil că vinovații sunt pe alte planete sau deci în alte zone. Deci va începe o vânătoare de vrăjitoare, nici asta nu e o chestie. Nu neapărat o vânătoare de vrăjitoare, dar sunt anumite persoane care trebuie să le faci o anumită evaluare, că nu poți să te duci înainte fără să faci niște evaluări. Înseamnă că n-a greșit nimeni în România și lucrurile sunt în regulă și mergem înainte. Nu ar trebui întări CSM-ul ca lucrurile astea să nu se mai întâmple? CSM-ul a văzut ce s-a întâmplat și nu noi am fost cei care am blocat respectiva situație. Până la urmă, eu cred că ceea ce avem noi de făcut este un lucru foarte clar, acela de a sta la masă și a veni a discuta, a avea niște dezbateri publice și a discuta cu cei responsabili din fiecare zonă, și cu profesioniștii, și din justiție, și din administrația publică, și din mediul economic, și a creona un proiect foarte clar, și ne dorim acest lucru, care să rezolve problemele românilor. Deocamdată românii sunt într-o situație, mulți n-au ce mânca, mulți n-au bani să-și plătească curentul, să-și plătească gazul, unii n-au locuri de muncă, sau cei sunt foarte mulți care nu-și găsesc un loc de muncă. Și toate aceste probleme trebuie adunate, analizate și venit cu un program. Deci, pentru mine, ca social-democrat, ca președinte de organizație la PSD, aici este marea problemă și aici mă gândesc zilnic împreună cu colegii mei ce facem ca să reușim să avem programul face? Respectiv și să-l punem în practică. Avem foarte o multe... să-l puteți spune? Eu sunt convins că PSD-ul a avut cel mai bun prim-ministru între 2000 și 2004, pe domnul Năstase, a făcut lucruri foarte bune în perioada respectivă și cu sigur, eu am fost părtaș la respectivele lucruri bune, pentru că în 2001... Am creștere 8%, e drept. Dar astea sunt amintiri. Ne-am găsit în fața unor probleme foarte majore și ne-am rezolvat. Sunt convins că avem capacitatea și persoane în partid care să știe să ducă înainte un astfel de program. Am văzut un băiat care era foarte vehement, acum nu-l cunosc, am văzut-o și pe doamna Aurelia Cristea și cu un băiat. Eu vorbesc de un program și de un proiect la nivel general, da. Nu vorbesc de persoane. Sunt sigur că aveți, am văzut și proiectul ăla care numără peste 300 de pagini, e impresionant, dar spuneți-mi, ați fost în stradă, cum simțiți pulsul orașului? Cum simțiți strada? Ce ați simțit acolo între oameni? Ce spun oamenii? Eu am vorbit cu foarte multe persoane și erau foarte mulți care au trecut prin zonă și mă cunoșteau și au vrut să intre în dialog cu mine. Cum ați simțit pulsul străzii? Lumea este nemulțumită și sunt probleme arhicunoscute și lumea așteaptă de la noi, mă întreabă în fiecare zi cel puțin două-trei persoane, domnul Remus, când ne scăpați de ăștia?
Mot-a-mot am recitat aceste cuvinte. Când ne scăpați de ăștia? Pentru că oamenii au ajuns la capătul disperare care se scoate în stradă? Există, de ce vă întreb lucrul ăsta? Vă întreb pentru că disperare, acum nu știu dacă o să chiar scoată în stradă, acum sau mai târziu. Lider de partid, trebuie să aveți știința acestui acestei disperarea tensiuni. Există și o văd în fiecare lucru, la colegi pentru... de serviciu, la prieteni și așa mai departe. Acum câteva ore, pe toate canalele de știri, a apărut informația că jandarmeria își cumpără pistoale automate, grenade defensive cu... Se așteaptă probabil că la anumite mișcări de stradă. Deci este există informații pe armament acesta. Pentru jandarmerie de 10 milioane de euro, care pe internet, un post făcut de însăși instituția în speță, probabil că din banii, pentru reprimarea... Din banii luați de la indemnizația mamelor o să cumpere armament. Și de ce vă spun asta? Pentru că un militar, în pensie, care era invitat la Realitatea TV București, a afirmat că pe mai multe site-uri a apărut informația preluată sau distorsionată ca un fel de WikiLeaks de la CIA, că România este pe punctul de a fi martora și actrița unei mari revolte populare orchestrate de cadrele în rezervă din armată. Aveți știință despre așa ceva? Sau dacă nu? Cum vedeți? Eu știu doar că celor din armată li s-a făcut o mare nedreptate în ultima perioadă. Dânșii acolo au fost în slujba acestei țări. Armata a avut un... dacă ne gândim de la Ștefan cel Mare, de la Mihai Viteazul în coace, oamenii care au fost în zona respectivă au avut un tratament separat. Și oricum nu erau foarte mulți și nici nu se fac foarte multe economii din pensiile celor care au fost în această zonă a armatei. Dar mie mi se pare o întreagă bâlbuială și mie îmi pare rău că un prim-ministru... Cred că dețin asentimentul meu că astfel de chestiuni nu trebuie să încurajate. Nu trebuie să încurajate și nu trebuie să făcute. Și nu trebuie să făcute. Sigur, nu, dar vreau să spun, deci mie îmi pare rău ca și clujan că un prim-ministru de la Cluj ne face de rușine la București și ne-a dezamăgit pe mulți clujeni. Să spunem că pe mine nu neapărat, pentru că oricum n-am crezut în domnia sa. Dar sunt foarte mulți clujeni și discut cu ei în fiecare zi, care sunt, de care sunt dezamăgiți care... de domnul Emil Boc. Până la urmă este vorba de o rușine și o dezamăgire pentru tot Clujul și pentru Ardeal. Și aceste lucruri o să ne coste ca și sumă la mai multe proiecte în timp, pe noi ca și ardeleni. Poate că aveți dreptate, însă... În acum să nu spuneți că dumneavoastră sunteți mulțumiți de ceea ce face Emil Boc la București. În postura de moderator în care sunt eu, nu se cade. Sau sunt convins că cei care ne privesc nu pot să fie de acord cu ceea ce face. Eu trebuie să vă întreb, dacă dumneavoastră nu sunteți mulțumit, eu trebuie să... Eu sunt foarte fac nemulțumit. Fac posibil ca dumneavoastră să spuneți să sunt vă spuneți. Sunt foarte nemulțumit și mie mi-e rușine de faptul că ne conduce în acest drept mod. Dumneavoastră, dar știți ce vreau să vă întreb, domnule Pușan? Credeți că suntem în pericolul unei mișcări de stradă? Sigur, suntem... Eu nu v-am pus întâmplător întrebarea aceea. Ca lider de partid, trebuie să știți că uneori politica se face și în stradă, dar într-un mod... Elegant. Elegant. Și n-a fost eleganță astăzi, nu cred că credeți am depășit anumite braguri. Momentul ăsta, după ce veți semna cu liberalii, credeți că e momentul să duceți politica în stradă? Într-un protest civilizat și... Uitați-vă ce se întâmplă în țările arabe. Eu vreau să vă spun că de când sunt președinte la organizația PSD Cluj, în foarte multe situații am dus politica în stradă. Am dus politica în stradă, am avut foarte multe discuții, dialoguri, dar civilizate pe probleme coerente la nivelul municipiului și a județului Cluj. Eu mi-aș dori ca cei care sunt acum la putere să nu țină cu dinții de putere așa cum o face Mubarak în Egipt. Nu vreau să intru în alte detalii, că se pot face multe similitudini pe această zonă, dar cred că cineva să înțeleagă în această țară, și mă gândesc aici la foarte mulți parlamentari care putea să facă acest lucru, că lucrurile merg într-o direcție total greșită și sunt șanse de a redresa situația în România, dar cu un alt guvern, cu un alt președinte, dacă este cazul, și cu o altă majoritate. Sunteți și dumneavoastră de acord că ceea ce lipsește poporului român în momentul ăsta este încrederea? Eu cred se că poate avem, construi ceva fără avem încredere. Și o problemă de mentalitate și o problemă de încredere și de aici pleacă foarte multe lucruri, dar dacă probabil sunteți că și politicienii sunt de vină, eu sunt convins țări. Că suntem în stare să redăm încrederea cetățenilor din această țară, dar
Încă o dată spun, toți trebuie să ne înhămăm la un proiect foarte clar, coerent pe partea economică, pe partea socială, astfel încât în fiecare zi lucrurile să meargă într-o direcție bună, dar pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru unii. Și eu am studiat, există acea piramidă a nevoilor, putem să discutăm, pentru că în acest moment cei de la conducere, ați văzut și în ultimele zile, ne dau doar circ, uită de pâine, deci deocamdată pâinea au tăiat-o și mulți nu-și permit să aibă un cos de pâine. Și circ cât cuprinde. Dimpotrivă, noi ca socialdemocrați, sperăm că cu partenerii noștri, vrem să facem în așa fel încât fiecare cetățean, cu ghilimele de rigoare, să aibă o pâine pe masă. Și aici cred că nu-i mult, nu-i puțin. Nu-i mult, nu-i puțin, dar de acolo trebuie să începem. Pentru că în acest moment sunt mai mult decât mari probleme în această zonă. Sunt oameni care, v-am spus, ziceam și înainte, n-au locuri de muncă, dar nu au sume, n-au bani, cu ce să-și cumpere de mâncare și așa mai departe. Luați în calcul că în momentul ăsta noi, România, mai împrumutăm bani ca să putem trăi ca țară. Eu știu foarte bine acest lucru și, din păcate, nici ceea ce mâncăm nu producem noi, că aducem de la alții. Deci noi trebuie să producem mâncare pentru români, deci ar trebui să facem o altfel de politică în România. Știți de ce vă spun? Pentru că trebuie să știți foarte bine ce promiteți, pentru că oamenii nu uită. Eu cred că nu mai uită, că s-au săturat de prietenii. Stopăm ceea ce se întâmplă astăzi și pornim de la o pâine de în sus. Promisiuni. Deci din punctul meu de vedere lucrurile sunt destul de clare. Putem să facem o analiză foarte clară, mergem amândoi sau împreună într-un supermarket. Și luăm de acolo toate vânzările produsele. N-au scăzut. Luăm de acolo produsele și vedem unde sunt fabricate fiecare în parte. Și o să constatăm că în România sunt poate 20% din respectivele produse. Sau nu sunt. Sau nu sunt nici 20%. Deci sunt foarte multe lucruri care nu trebuie mare știință să le pui în practică, dar trebuie să vrei. Din punctul meu de vedere, cei care conduc asta nu vor acest lucru. Nu știu dacă vor, dar nu știu dacă și dumneavoastră, sau când ați fost, Ministerul Agriculturii n-a fost niciodată foarte îngăduitor și foarte aproape de țăran și foarte de oamenii. Oricum, care a făcut lucrează mult mai multe lucruri bune pentru săranul român decât ceea ce se întâmplă astăzi. Și am situații și soluții și concrete pe toate palierele, putem să le discutăm oricând. Putem să ne aducem ce s-a întâmplat între 2000 și 2004, când primele programe europene, primele accesări de fonduri pe această zonă agricolă s-au făcut în guvernarea PSD. Sunt mari firme care acum produc pentru România mâncare, care în perioada respectivă s-au consolidat. Din păcate, n-au fost ajutați și alții să se consolideze la respectivele firme. Da, e drept. Ce părere aveți despre reforma statului român pe care o afirmă? O clamează, o afirmă domnul Traian Băsescu, președintele dumneavoastră. Președintele nostru, până la urmă, deși domnia sa se recunoaște doar președinte pentru unii. Cred că în România trebuie făcută o anumită reformă. Putem să vorbim aici, în primul rând, de mentalitate. Și această mentalitate cred că nu poate să fie schimbată neapărat de către guvern sau de către președinție. Și cred că de aici trebuie început. Deci există o anumită educație civică cu care ar trebui să încep din școală. Este o vorbă goală, deci să înțeleg. Din punctul meu de vedere, da, domnule, o vorbă goală totală. O chestie care pe mine mă macină și mă gândesc adeseori, după 20 de ani după ce Ceaușescu a murit, iată, țara asta e împărțită iarăși în două. Va fi foarte greu să readunați poporul ăsta la un loc care acum e împărțit în două. Eu nu cred că poporul român este împărțit în două. Eu cred că există doar unii și sunt foarte puțini cei care conduc astăzi și n-au o legătură clară cu poporul și nu știu, de fapt, pentru ce trebuie să conduc această țară într-o direcție bună. Și asta e poporul, sunt cei mulți care au probleme sociale, economice. Sunt oameni care se urăsc, două tabere care se urăsc, au ajuns. Nu chiar așa de gravă situația. Au ajuns să se bage la pușcărie, mor oameni, se întâmplă lucruri care până acum nu s-au întâmplat. Dar n-are legătură foarte mare cu poporul. Pentru că oameni din acest popor mor. Cu oameni din acest popor. Despre asta e vorba. Cred că există soluții și eu. Un om s-a aruncat de la balcon. Noi nu mai vorbim, avem atâta nesimțire încât nu mai vorbim despre omul ăla care s-a aruncat de la balcon. Am astăzi cu colegii mei pe tema respectivă, pe tema domnului care s-a aruncat de la balcon în Parlament și făceam anumite discuții în această zonă. Dar până la urmă este adevărat, dar sunt cei mulți care au astfel de probleme și cei mulți care simt o asemenea revoltă. Nu sunt neapărat poporul împărțit în două, pentru că ceilalți care conduc sunt foarte puțini, sunt câteva mii, pot să-i numer pe degete. Și atunci cred că acești câteva mii ar trebui să se retragă și să lase pe alții să facă ceea ce trebuie să facă cineva pentru o țară ca și România. Da.
Domnule Bușan, eu vă doresc să faceți cât mai mult bine acestei țări. Să eu vă spun sincer că ne dorim acest lucru, deci fără modestie. Nu vă pot contrazice, vă mulțumesc pentru că ați fost aici chiar și într-o asemenea zi tristă. Dragi telespectatori, vă aduc aminte din nou cu tristețe că în al preasfințitul Bartolomeu Anania s-a stins în seara aceasta din viață o inimă și o conștiință a Ardealului de care aveam poate acum nevoie de el mai mult decât oricând. Vă mai aduc aminte și vă mai rog să urmăriți jurnalele și emisiunile Realitatea TV Cluj în reluare pe site-ul ziuadecluj.ro. De mâine încolo ele vor fi acolo, le puteți accesa, le puteți revedea, le puteți comenta pe același site. Sunt Octavian Hoandră și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dumnezeu să-l odihnească pe înalt preasfințitul Bartolomeu Anania. Să aveți o seară bună!